Ăsta este muntele Tâmpa și astăzi, împreună cu voi, o să parcurgem toată creasta Tâmpei pe cel mai frumos traseu pe care îl poate oferi muntele Tâmpa. Superb orașul de aici. Ce a fost cândva aici? Toată platforma asta de aici a fost, de fapt, de peste 3 ani, primăria. N-a făcut nimic. Eu cred că le-au mâncat ca termitele. Asta e tot ce a rămas din fosta statuie Arpad. Da. Salutare, prietene! Am parte de recunoștința oamenilor față de natură. De ce mai veniți pe munte dacă nu știți să-i oferiți respectul cuvenit? Bravo! Neața, dragilor! Pentru această dumneție am pregătit un polar mai subțire pentru toamnă, o pelerină, o bandană, bineînțeles, apă, utensile necesare pentru cameră, rucsac, încălțări cu talpă aderentă, telefonul și un buget relativ destul de mic. Salut! Am luat deja biletul. Noi suntem în Noua acum și trebuie să ajungem în livada poștei. Haideți să ne îndreptăm spre strada Mureșenilor. Trecem repejor prin piața Sfatului. Înainte de a merge pe Tâmpa, aș vrea să vă arăt un loc super, de unde puteți să vă luați niște sandwich-uri de pălinge pe degete. Asta este. Mulțumesc! Bun, ne-am luat sandwich-ul și ne îndreptăm acum spre scările lui Gaboni. Azi vom aborda un traseu ceva mai diferit de ce aleg majoritatea oamenilor. E un traseu tip circuit cu o durată de maxim 3 ore, cu tot cu pauze. Vom porni de pe strada Suișul Castelului spre Alea Cavalieră până la faimoasele scări lui Gaboni și vom străba de toate creasta Tâmpei până la semnul Brașov, iar de acolo urcăm la ruinele Brașovia și vom coborî pe șaua Tâmpei până la bastionul Țesătorilor. În direcția aceea, telecabina, dar noi vom face stânga pentru a merge spre bastionul Postăvarilor. Această băncuță sculptată în piatră are o poveste. Se spune că doi îndrăgoți stăteau aici îmbrățișați la un cutremur, ar fi căzut peste ei această piatră. În memoria lor s-a sculptat această băncuță în rocă. Astea sunt scările care puteți urca de la bastionul Postăvarilor spre Aleea Cavalerilor, spre scările lui Gaboni, pe triunghi galben. Iar dacă vreți să vedeți întreaga harta a Tâmpei cu toate drumețiile posibile, o aveți chiar aici. Amendă dacă arunci gunoiul. Haideți să nu mai batem pasul pe loc și să îi dăm bătaie. Tâmpa, pentru mine, a fost una dintre primele inițieri ce mi-a prins flacăra pasiunii pentru munte și mi-a reamintit că și eu fac parte din această minunată creație. Nu sunt separat de ea. Pentru mine, mersul pe munte mă face să mă simt înrădăcinat precum un copac în sânul naturii și liber precum un vultur
în vâlduhul cerului. Știu că majoritatea prefera să o luați pe la drumul serpentinelor, dar nu știți ce pierdeți. Hai să vă arăt de ce. Asta e doar prima belvedere pe care o veți întâlni pe aleea cavalerilor spre treptele lui Gaboni. Ok. Știu că muntele ăsta nu este cine știe ce provocare, dar totuși, să nu-l subestimăm. E nevoie să fim puțin pregătiți fizic totuși, să ne îmbrăcăm corespunzător, să avem niște încălțări potrivite, puțină apă, un sandwich sau ceva gustări și nu în ultimul rând, dar și cel mai important aspect, nu aruncați gunoaie. Respectați traseele și nu încercați să le scurtați, deoarece dacă le scurtați, aceștia se degradează și există pericolul să alunecați, să vă răniți sau pe alții din jurul vostru. Wow, unde a crescut copacul ăsta? Natura e uimitoare. Am ajuns în sfârșit și la baza treptelor Gaboni. Inițial am vrut să încep traseul de pe strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, fiindcă aș fi ajuns mult mai repede la treptele lui Gaboni, dar am vrut să vedeți și voi cum se ajunge din centrul orașului spre treptele lui Gaboni. Treptele lui Gaboni. Despre ele, sincer, nu prea am aflat mare lucru. Știu doar că au fost construite în 1931, denumite după un nobil maghiar care a donat foarte mulți bani pentru oraș, printre care și construcția acestora, dar de ce au fost construite și pentru ce scop, nu am aflat încă. Poate mă lămuriți voi în comentarii. Nu avem de urcat nici mai mult, nici mai puțin decât de 167 de trepte. Iar aici avem dovada că de-aia se numesc treptele lui Gaboni. Sunt destul de multe de urcat. Da, eu cred că tocmai ăsta face acest traseu deosebit. Și mulți cred că aici ar dormi un urs. Nu știu ce să zic. Sfinte, Suse. Mereu când urc pe aici am impresia că sunt într-un film fantastic, aventură. Atât de fascinat am fost prima dată când am văzut, încât l-am comparat cu filmul Stăpânul Inelu, acest loc. Și nu e de mirare, de ce? Dați-vă și voi. Coborăm, coborăm, coborăm. Dar noi urcăm, urcăm, urcăm. Creanga asta căzută aici nu prea este în siguranță. Adică, la un vânt puternic poate să cadă peste oricine. Acum e ceva mai ok. Dacă nu vă place aglomerația și vreți ceva mai multă liniște, vă sugerez să nu veniți în weekenduri. Dar, cum soția mea în weekend a avut liber, astea au fost opțiunile. Unii stâlpi și acela și mai sunt și alții. Nu mai sunt susținuți decât de bara care îi leagă. Salutare, vei prieten! Buturga din spatele meu anunță sfârșitul treptelor. Da, îl puteți lua ca reper, căci treptele s-au terminat. Sincer, nu cred că ai avea cum să te rătăcesc pe tâmpă, dar o să știe niciodată. Se pot întâmpla tot felul de cazuri. Încercați pe cât posibil să evitați lăsarea serii, fiindcă chiar dacă vorbim despre tâmpă, un munte care este cotrobuit ca un furnicar de către oameni,
Totuși, la lăsarea serii, prezența oamenilor nu mai este atât de mare. Suleții încep să coboare după mâncare. Niște cunoștințe îmi povesteau că au ieșit copiii pe drumul serpentinului să se plimbe seara și culmea au dat de ursoaică cu doi pui. Povestea s-a terminat cu bine pentru ei, fiindcă au observat-o din timp și au menținut distanța. Dar aviz celor care se aventurează seara ca să vadă apusul de pe tâmpa. Facem un mic popas aici. Una, două, și acolo sunt chiar mai multe. Ăștia sunt oamenii. În loc să ne bucurăm de priveliști și de natură, ajungem să mergem printre gunoaiele unora. Cartierul nou undeva în spate, cartierul Valea Cetății, masivul Postăvaru acolo, undeva printre crengile alea, masivul Piatra Mare și masivul Ciucaș în depărtare acolo. Se pare că de-a lungul timpului pădurea de pe tâmpă a fost mistuită de foc de multiple ori. Ultima oară s-a întâmplat în 1946, unde pădurea de pe tâmpa a suferit un grav incendiu. Câțiva ani mai târziu, după ce Brașov a fost redenumit orașul Stalin, s-a demarat o acțiune de plantare a copacilor pe versantul dinspre oraș, astfel încât, cu brazi, să fie scris distinct Stalin. Dar treptat, scrisul s-a șters și cred că doar iarna se mai distinge ultimele trei litere. Momentan, pe traseu, nu sunt așa de multe gunoaie, dar totuși, am o întrebare. De ce mai veniți pe munte dacă nu știți să-i oferiți respectul cuvenit? Ăsta e primul semn că ne apropiem de telecabinul. Releul de pe tâmpa. De fiecare dată când trece cineva prin zona, chiuie o alarmă. Ați auzit? Cel mai înalt punct din Brașov. De unde vedeți oamenii că urcă, se coboară și se urcă cu telecabina. Costul unui bilet să urci cu telecabina până pe muntele Tâmpa nu este exagerat. 15-20 de lei. Deci va fi dublu dacă urci și cobori. Dacă vă vine să credeți, telecabina pe care o știm cu toții a fost construită sub un singur pretext, să nu ne facem de râs. Da, știu, sună aiurea, dar așa gândea Ceaușescu. Și datorită cerbului de aur și a ideii să nu ne facem de râs în fața străinilor, a fost construită o telecabină și un restaurant sus pe muntele Tâmpa. Încă unul pentru atenționare. Și totuși, de ce? Dar eu am râs mă nouă foarte mult, tu te-ai pus între noi, eu m-am pus între voi. Că te-am pus gole, bacere!
Ca să vă faceți o imagine cât de mulți turiști vin aici. Enorm de mulți. Abia mi-am făcut loc să pot să filmez câteva cadre. Un aplauz, vă rog frumos! Mă întreb dacă lumea are idee când urcă aici, la semnul Brașov, ce a fost cândva aici? Nu o să vă vine să credeți ce a fost. Toată zona asta, toată platforma asta de aici a fost de fapt berărie. Da? O berărie cum era pe timpuri. Pe la 1890 s-a amenajat în peștera din stânca Tâmpei un restaurant cu berărie. Și zi de zi, arendașul urca cele 25 de serpentine ale Tâmpei alături de măgărușul său cu sticlele în spinare pentru a aproviziona restaurantul cu bere. Dar, din păcate, din cauza unui tragic accident, micul restaurant a ars în întregime în martie 1977. Dar astăzi, în zilele noastre, locul ăsta s-a transformat într-un punct de vedere turistic asupra orașului Brașov. Am părăsit punctul de belvedere din spatele semnului Brașov și ne îndreptăm acum un pic mai sus spre ruinele cetății Brașovia. Chiar se vede superb orașul de aici, în toată splendoarea lui. Vedem foarte clar și piața Sfatului. Asta e tot ce a rămas din fosta statuie Arpad. Monumentul avea circa 20 de metri înălțime și în mod normal ar fi reprezentat un arcaș. A fost ridicat în 1896 de statul maghiar ce sărbătorea 1000 de ani de la venirea tribului maghiare în Panonia. Dar după cum știți, ura dintre vecini era mult prea mare și mulți au încercat să o distrugă. Astăzi pe tâmpa se mai vede doar fundația și aparent capul ei se găsește în casa parohiei evanghelice din Brașov. Multe alte fragmente din acesta sunt și acum împrăștiate prin pădure. Să iar copiii întreabă, mamă, ce e aici? Nimic. Cândva a fost o statuie. Aveți grijă că sunt cam șubre de... Eu cred că le-au mâncat ca termitele ăștia. De peste 3 ani, primăria și n-a făcut nimic. Domnule primar, faceți și noi ceva? Hmm. Ce spuneți? Arta delicios. Am zăbovit destul aici. Ne vom continua drumul pe șaua Tâmpei până vom da de bastionul țesătorilor.
Iar la coborâre veți da de fântâna cetății Brașovia. M-aș bucura dacă aș vedea treburi de genul ăsta și sus pe vârful Tâmpa. Mie îmi plac astfel de ilustrații, fiindcă ne oferă oarecare imagine a lucrurilor care existau cândva aici. Cam asta a rămas din fântână. Cam asta e priveliștea care se afișează în fața mea. Soarele pe cale să apună. Deci, haideți să mergem spre casă totuși, că nu vrem să ne prindă seara pe aici. Acolo, în boinița aia, vom ajunge și noi. Eu nu înțeleg pe ăștia care urcă pe munte și încep să se vaite. E greu, mamă, trebuia să luăm telecabina. Ce mă doar picioarele. Cum naiba să te plângi când ai asemenea priveliști? Cum? Că eu sunt plin de energie. Voi vă dați seama cum ar fi fost să poți să intri pe porțile cetății Brașovia? Să te plimbi prin curte, să admiri zidurile, capela, fântâna, turnurile de odinioară. Doamne, ce atracție turistică ar fi fost aici dacă autoritățile și-ar fi dat silința să reconstituie o mică parte din gloria cetății. Din păcate, cetatea a fost dărâmată la ordinul lui Iancu de Hunedoara pentru a nu cădea în mâna turcilor. El a preferat să folosească piatra la fortificarea zidurilor ce au apărat orașul. Azi mai sunt vizibile doar câteva rămășițe din vechile ziduri ale cetății, dar ca să le vezi, e nevoie să te abazi de la traseu și să te strecori prin vegetație să le cauți. Vedeți și voi ce văd și eu? Furnici roșii? Sau mă înșală ochii? Bine, am ajuns în sfârșit și în poinița care face legătura cu mai multe drumuri. Spre Brașov, pe drumul de acces auto, 30 de minute nemarcat. Spre Postăvaru, prin Poiana Stehil, 4 ore. Wow! Pe Dunga Albastră merge spre Poiana Brașov și Postăvaru. Iar pe aici merge spre orașul Brașov. Pe timp de vară, drumul ăsta prin pădure este o adevărată oază de relaxare, de liniște și răcoare chiar. După piatra asta gigantică, o să observați că drumul se bifurcă, iar cel care face spre dreapta se va intersecta cu drumul serpentinelor și acesta este cel care îl voi urma eu, ce ne va conduce la bastionul Țesătorilor. Dar de ce le-au rupt? Uite-te la ele, sărmânele.
De ce era nevoie să le rupeți? Dacă totuși le-ați aruncat și nu le-ați luat cu voi, puteau și alți oameni să se bucure de ele. Dar ați preferat să vă bucurați doar voi de ele. Cred că acela ar fi fost un panou de informare. Dar cum dragile noastre autorități sunt preocupate cu totul și cu totul de altceva, rămân în paragină. Din nou drumul se bifurcă, dar nu uitați, căscați ochii bine la marcaje. Da? Pentru cei care sunteți la început, veniți pentru prima dată în Brașov și doriți să urcați pe tâmpa, încercați să aveți un echipament cât de cât ok pentru o astfel de activitate. Pentru că ați văzut mai devreme, chiar și cu o încălțăminte adecvată, se poate întâmpla să alunecați, mai ales în zonele în care întâlnim frecvent pietriși. Încercați să vă mai opriți din când în când, îmbrățișați un copac, poate mirosiți o floare. Fiți atenți la detaliile din jurul vostru și credeți-mă, o să vă simțiți atât de bine. Nu vine să cred! Am găsit o poiință plină cu brândușe. Și nu le-am călcat eu. Așa le-am găsit. Am încercat să am grijă să nu le strivesc și eu mai tare. E absolut superbă această zonă. Iar brândușele parcă sunt cireașa de pe tort. Mi-aș fi dorit să fi găsit măcar o zmeură, două și câteva mure. Foarte mulți bușteni căzuți. Din câte observ, unii au fost tăiați. E foarte probabil să fi reprezentat un pericol pentru locuitorii din spatele nostru. O să vă dați seama că aproape ați ajuns de bastionul țesătorilor când o să vedeți parcarea asta. Vom continua în jos. Să înțeleg că și pomii mănâncă pufuleți? Pe Tony îl mai înțeleg. Dar niște copaci, mă? Chiar acum, spre sfârșitul traseului, am parte de recunoștința oamenilor față de natură. Pădurea nu este un vecior, dragilor. Așa că încercați să o tratați cu respect. Și luați-vă acasă gunoaiele. Ce vedeți acum e doar 1% din ce era. Dar nu mereu a fost așa. Nu mereu a fost atât de curat și liniște aici. Înainte se strângea lună de lună remorși de gunoaie. Mulți tineri veneau înainte să se distreze pe dealul melcilor și lăsau în urmă gunoaie, baxuri, peturi de bere, hârtie și așa mai departe. Plus că mulți veneau cu ATV-urile și nu era tocmai ok pentru cei care locuiesc în zonă. Din câte am auzit, se făceau chiar și lupte ilegale cu câini. Ba chiar erau mulți oameni ai străzii care încercau să-și găsească adăpost pe acolo. Iar asta, nu prea e grozav când mergi pe acolo seara și îți iese unul sau auzi un zgomot dintr-o peșteră de pe acolo. Și am reușit. Am ajuns în sfârșit
la bastionul Sesătorilor, pe care îl vedeți acolo în stânga mea. Iar noi vom continua tot înainte pe promenada de sub tâmpa până la locul de unde am plecat. După cum ați văzut, promenada de sub tâmpă este una dintre cele mai adorate locații de către brașoveni și nu numai, de către străini, de către turiști. Pe aici urcați la telecabină să vă luați bilete și să urcați spre vârful tâmpa. Aș vrea totuși să lămurim o chestie pe care am început-o mai sus și să vă vorbesc despre tipul ăsta, Mihai. Mihai face acțiuni educaționale montane în școli și învață copiii partea teoretică în școală, dar partea practică ia copiii cu el pe munte și le arată care sunt speciile de arbori, care sunt speciile de faună, care sunt habitatele care îi înconjoară. Vă dați seama că în urma acestor lecții copiii pleacă acasă cu un bagaj de cunoștințe foarte vast despre natură, despre cum să avem grijă de ea și cât de multe ne oferă ea. Iar copiilor le place la nebunie să iasă în natură, să pună mâna pe frunze, să ia un copac în brațe, să facă diferența dintre un ștejar și molid sau diferite specii de plante. Și unde în altă parte să învețe mai bine despre natură dacă nu în natură? Și nu doar faptul că a avut grijă de pădure și totul e mult mai curat acum, da, și mult mai liniștit, dar avem nevoie de oameni ca Mihai în toate domeniile, înțelegeți, ca lucrurile să meargă mai bine. Sper că v-a plăcut acest clip și că ați învățat ceva astăzi, așa că noi ne vedem în următorul clip. Ciao!